Trei fetițe de 2, 6 și respectiv 10 ani au ajuns la spital după ce au luat masa la un restaurant dintr-un parc de distracții. Copilele erau în vacanță la mare cu părinții. Cazul a intrat în atenția Direcției de Sănătate Publică din Constanța, iar inspectorii au prelevat probe din mâncarea servită în restaurant. Administratorii parcului de distracții spun însă că alimentele sunt proaspete și că, de fapt, foarte mulți turiști își lasă alimentele cumpărate în soare și le consumă după ce, probabil, au început să se altereze.